Bine v-am găsit la Reporter Special 25. E o bucurie pentru mine să vă spun astăzi că unul dintre membrii echipei TVR Iași a primit recent o distincție din partea uneia dintre cele mai importante asociații europene în domeniul audiovizual. Este vorba despre premiul al doilea în cadrul ediției din acest an al galei Prix Circom pentru filmul documentar Lumea-n brațe, în regia Violetei Gorgos, o coproducție OVH Studio și Televiziunea Română. Și le spun bun venit invitațiilor mei, Violeta Gorgos, regizor artistic la TVR Iași. Bine te-am găsit, sau să ne spunem reciproc, bine ai venit. Că am venit eu la tine în emisiune și este emisiunea noastră a tuturor aici la TVR Iași. Așa este. Și Virgiliu Mărgineanu, directorul OVH Studio. Și producătorul filmului. Și producătorul filmului. Vă mulțumesc pentru invitație. Pe invitații mei leagă de fapt foarte multe lucruri, dar în această după-amiază vom vorbi despre filmul documentar în general și în particular despre două producții care au fost realizate la mai bine de 10 ani distanță, dar care spun de fapt aceeași poveste. Și te las pe tine, Violeta, sau continuarea unei povești. Sau continuarea unei povești. Pentru că TVR Iași a lansat acest Reporter Special 25 în ideea că revenim la o poveste pe care am filmat-o altă dată. Noi, neștiind că urmează la TVR Iași 25 să avem această rubrică, am filmat povestea pe care o începusem în 2004, cred. Înainte de a veni eu aici la Iași, am filmat în închisoarea de la Rusca, este unica închisoare de femei din Republica Moldova. Eu am mers acolo pentru că aveam o neîmplinire așa de mamă. Credeam că sacrific foarte mult timp în contextul în care îmi plăcea foarte mult să fiu regizor și că neglijam într-un fel obligațiile de mamă. Și la un moment dat mi-am pus întrebarea ce simt mamele care sunt în închisoare sau ce faci cu sentimentul de mamă acolo. Și am mers la ele și le-am zis care este problema mea, cum rezonați voi la... Am avut așa o... Îți dai seama, femeile din închisoare au o altă mentalitate. Ele nu te îmbrățișează din prima, nu te ia în brațe nimeni și nu spune, da, hai să facem filmul. O reticență, o distanțare. Și cei care sunt mai mari acolo ne-au zis, nu aveți cum să filmați dacă ele nu sunt de acord. Dar în cazul vostru, cine a spus, hai să facem filmul? Bine, aici a venit regizorul împreună cu operatorul Marin Iliuț, care cercau să mă convingă că ar fi interesant să facem un film în penitenciarul numărul 14 de la Rusca. Mi s-a părut foarte intrigant, dar totodată foarte greoi și am spus că este imposibil să obții aprobările pentru a filma acolo. Și aici spunea Violeta, într-adevăr m-au provocat și pe mine, am început să lucrăm la acest proiect, am reușit să obținem toate aprobările necesare în care s-au deschis ușile, poftim, intrați în penitenciar, aveți acceptul juridic să filmați, dar nu aveți cel moral, deci trebuie să aveți și acceptul doamnelor din penitenciar. Și noi ne-am trezit prima zi acolo cu toate actele în regulă, dar fără acordul femeilor nu puteam filma nimic. Și a fost această barieră sau această interval între noi, zidul pus între noi și protagoniști, în care nu puteam depăși. Și a avut ideea, cred că directorul de imagine sau și Violeta, să le facem niște poze. Și le-am propus, doamnelor, să le facem poze. Și atunci au acceptat toate. Deci nu vrea nimeni să le filmăm, au zis că nu suntem aici, grădină zoologică, ce ați venit să ne filmați, noi nu suntem de acord. Pentru noi era o problemă. Iar după ce le-am propus să facă poze, ca orice femeie vroia să dea bine în cadru și a zis că dar noi n-am mai făcut de mult poze. Hai că vrem să... Și să trimită poate acea fotografie acasă. Sigur că da. Și am făcut o ședință foto. Deci toate femeile acolo, toate au trecut prin fața aparatului de filmat. Bineînțeles, după o săptămână când am venit cu pozele fizic, le-am adus să le prezentăm, toate erau deja prietele noastre și au zis ok, suntem de acord să ne filmați, hai puneți întrebări. Și de aici a pornit această colaborare. Permisul nostru de intrare acolo. Я его уже кайжет. Урет, урет, пацы. Fotografia o vom trimite acasă și sperăm că băiatul ori fata cu drag o vor plasa la un loc vizibil și o vor arăta o prietenilor. Asta e mama. Dar unde e mama ta? Vor întreba ei. Cum unde e? Este în străinătate. Muncește să facă bani. E dificil pentru ei să recunoască faptul că mama lor e în detenție. Conform legii, suntem infractoare. Dar dreptul de a fi mamă nu ni l-a luat nimeni și sentimentele materne sunt la fel de vii. Unele dintre noi nu și-au ieșit din minți ori nu și-au pus capăt zilelor doar de dragul copiilor. Și acest drag neîmpărtășit te roade din interior, căci nu-i poți transmite copilului tău toată dragostea și afecțiunea nici într-o scrisoare și nici în cele câteva minute de convorbire telefonică și nici în cele 3 zile în care putem sta împreună și nici în zilele de sărbătoare, când conducerea închisorii lasă porțile deschise pentru cei care vor să ne vadă. Astăzi e o zi deosebită, mai ales pentru mamele care se dețin în penitenciarul nostru, fiindcă e clar că fiecare știe cât de mult așteaptă copilul. Ar fi ideal dacă fiecare mamă astăzi ar avea posibilitatea să-și vadă copilul. Însă este... Țineți relațiile acestea, fiindcă toată situația este temporară, viața este înainte. Iubirea mea pentru ei se transformă într-o povară amară și nu-mi rămâne decât să cer de la copii, în schimbul dragostei mele neîmpărtășite, înțelegere și răbdare. Revenind, voi fi nevoită să învăț a comunica cu copiii mei, care au principii de viață, obișnuințe cotidiene și gusturi deja formate. Va trebui să încerc să mă înrudesc treptat cu proprii copii, astfel încât ei să simtă că suntem un tot întreg. E un lucru de care mi-e frică cel mai mult. Dacă nu voi face față, dacă nu voi fi în stare să mă stăpânesc, dacă nu voi fi tacticoasă, știu că va fi greu, dar trebuie să o iau de la capăt. Fără casă, fără masă și fără niciun sprijin. Eu ne-am vândut propriul apartament și când am venit din Italia cu banii, am cheltuit banii în apartamentul lui și după aceea s-a primit că ne-a fost înscriși noi, eu aici de-abia am aflat că apartamentul lui a fost făcut dăruirea ficiorului și eu am rămas cu fata afară. Concluzia e așa că, mămica, mie îmi pare foarte bine că noi mai mult nu suntem obișnuiți și nu avem așa tătic, dar îmi pare foarte rău că tu ești aici. Eu să te aștept și să fie tot bine. Unele dintre noi, ajungând la libertate, încearcă să recupereze timpul pe care l-au pierdut. Încearcă să facă imposibilul pentru a recâștiga dragostea copilului. Ca niște lupoaice înnebunite sunt gata de orice, de dragul copiilor. Pentru a le crea bunăstare și confort, aceste mame comit noi și noi infracțiuni. Revin aici și, intrând în acest cerc vicios, nu mai pot scăpa de el niciodată. Învață de la toate, că totul-i trecător. Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea care treci, să înveți din tot ce piere cum să trăiești în veci. Alături de copii e visul fiecăreia dintre noi. Ce să facem aici cu dragostea de mamă? Oameni buni, nu ne îndepărtați, nu ne condamnați și nu ne călcați în picioare. Sufletele noastre și așa sunt ciuruite de durere. Întindeți-ne mâinile și dați-ne o gură de apă vie. Dați-ne speranță că există și pentru noi un loc pe pământ. Tot timpul îmi fac rugăciunile de seară. Mă gândesc ca copiii să fie sănătoși, să aibă tot. Ca să aibă totul ce doresc ei pentru dâșii. Și tot ce doresc eu, să fiu alături de ei. Trebuie să începem o altă viață. Ne e tare greu să credem că merităm și noi un pic de fericire, dar o invocăm în numele copiilor noștri. Totuși, aici, anume aici, sufletele acelea au trebuință mai mult decât în lume. Suntem toți cu păcate, nu știu care, cum are mai păcate cel din lume sau acela care e închis aici, dar uitați-vă la ochișorul acestea cât de bucuroși și ochii lor spun toată bucuria și sufletească a lor. Старшая дочь, когда меня посадили, ей было 13 лет. Когда она приехала ко мне на свидание, она была седая. И мне девочки нарисовали для нее очень красивую картину. На картине был Бог. Моя старшая дочь сказала: мама, я не верю в Бога. Я говорю: почему? Если бы был Бог, ты бы здесь не сидела. А я верю в Бога, верю в то, что Он всем поможет. А еще я очень люблю своих детей. И как бы там ни было, я постараюсь, чтобы побыстрее вернуться к ним. Copiii merită tot ce este mai bun pe lume. Vă spun eu, o femeie, o mamă din împărăția umbrelor și a sufletelor pierdute, care nu mai cere de la viață nimic pentru ea decât să respire aerul libertății și să-și vadă copiii fericiți. Și în numele acestei clipe creez binele prin spectacole, astfel încât femeile să zâmbească și să uite măcar pentru o oră de categoria socială din care fac parte. Râdeți împreună cu noi. Îmi voi ascunde amarul într-un zâmbet schimonosit. Râdeți, eu joc teatru. O mamă din Împărăția Umbrelor, un film cu foarte multe premii. În 2007 câștiga trofeul Golden Bagger în Slovenia, în anul 2008 un premiu pentru sensibilitate artistică la Asterfest în Macedonia și în același an o mențiune, Vivre l'Europe, la Circom. Iată cum se închide cercul. Aceeași mențiune pentru același protagonist, dacă pot să zic. Sunt niște subiecte mai sensibile cu oamenii marginalizați, oamenii care sunt un pic așa la periferia societății. Și nu știu dacă am speculat povestea acestei femei, dar uite că povestea ei tocmai asta surprinde jurii. Surprinde jurii. Cât de important e din perspectiva producătorului ca un film să fie apreciat de critică și de juriile de specialitate, mai ales când producătorul este la rândul lui director de festival de film documentar? Bineînțeles că este o plăcere. Orice premiu, nu doar pentru producător, pentru draga echipă. Și până la urmă, când realizezi un film documentar, din păcate, astăzi nu ai o circulație a filmului prin cinematografe. Și singura cale de promovare a filmului sunt festivalurile de film. Iar atunci când la aceste festivaluri mai reușești să obții niște premii sau să fii menționat sau să primești aplauze, este o satisfacție pentru întreaga echipă. Ce spuneai tu de festival, îmi place foarte mult când la acest festival sau la festivaluri de film, după proiecția filmului, urmează discuțiile cu autorii. Și vreau să zic că una din întrebările permanente care apar este ce face protagonistul astăzi. Ce se întâmplă cu eroul nostru din film astăzi și care este soarta lui în continuare. Aici vreau să menționez un pic, pentru că Violeta a reușit să păstreze legătura în afara filmului, cu protagonista filmului, în așa fel încât după X ani să revină la ea și să urmeze a doua parte a filmului sau al doilea film. E curios pentru că mie îmi place atunci când echipa de creație se împrietenește cu protagonistul filmului. Și nu facem doar filmul, ne-am închis ușile și am plecat, la revedere, nu ne mai vedem. Faptul că ne sunăm permanent, că ținem o relație cu ea, că avem și alte întâlniri în afară de cele cu camera de filmat și microfonul. Deci se întâlnește și pur și simplu să bea o cafea. Asta deja presupune mai mult decât un film. Deci e o relație, părerea mea, importantă pentru un realizator și pentru o echipă de creație. Dar, de fapt, în filmul O mamă din Împărăția Umbrelor avem mai multe protagoniste, iar povestea lor e spusă cu ajutorul femeii de care tu te-ai apropiat, de fapt, prin intermediul jurnalului ei. Această femeie mi-a dat seama. Nu e lucru ușor să ajungi să convingi pe cineva să deschidă jurnalul. Mi-a dat seama că ea ne-a urmărit mult timp. Că, cred că la 4-a sau la 5-a noastră filmare acolo ea s-a apropiat și a zis, uite, vă ofer jurnalul meu, poate vă folosește la ceva. Adică ea a încercat să vadă ce facem, ce căutăm, care sunt căile noastre, cât de pierdut suntem noi în spațiu. Și după aia, când am citit pagină cu pagină, mi-am dat seama că eu n-aș fi putut niciodată să-mi găsesc reperile pe care mi le-a dat ea acolo fără jurnalul ăsta, pentru că nu poți să-ți imaginezi tu ce simte o femeie când în spatele ei se trage sârma ghimpată. Deci, regizoral nu poți inventa. La fel cum, dacă mă refer la filmul al doilea, eu nu pot să-mi închipui ce simte o femeie care 10 ani a mers doar în șlapi și ajunge la libertate, ea vrea să fie doamnă și atunci se încalță pantoful, toc și mușchii nu mai știu să meargă pe pantofi și ea începe, după 10 ani, să-și obișnuiască mușchii să fie doamnă în societate unde toți ochii care merg pe stradă îi simte ațintiți asupra ei. Deci sunt niște lucruri foarte personale, foarte intime și eu n-aș putut niciodată să fac filmul ăsta fără ghidarea ei. Ea, de fapt, m-a ghidat și la primul film și la al doilea film. Și, de fapt, ea a revenit la mine, pentru că după ce am filmat noi primul film, l-am prezentat acolo în închisoare. A fost marea surpriză când am avut premieră la Chișinău și după 7 ani, când n-a ieșit de acolo, pentru prima oară a venit cu escort, tot la premiera filmului. Și atunci am văzut în ochii ei, mai era o doamnă, că, de fapt, în primul film am avut două protagoniste, speriați de oameni, pierduți în spațiu și ea nu știa să-și găsească un reper decât prin acel director din închisoare care a venit să o escorteze acolo. Și când l-am întrebat, doamne, ar putea să rămână și după la recepția? Și el spune, da, sunt invitatele dumneavoastră. Și atunci ele s-au simțit brusc de la deținutele alea care erau pierdute acolo și trebuia să respecte un regim foarte strict, pe post de invitate. Și pentru ele a fost o mare, mare creștere în fața ele, în fața lor, ca să zic așa, în ochii lor. Și probabil ele s-au simțit bine prin ceea ce le-am oferit noi prin aceste filme. Și după aceea a ieșit din închisoare, cred că a durat vreo 4 ani, mi-a trimis jurnalul ei din Libertate, Libertate, așa zis, Libertate, și mi-am dat seama că libertatea lor este altfel decât libertatea noastră. Și așa am ajuns la cel al doilea film, doar că noi încă nu am ajuns acolo. Mai vreau să mai aflu niște lucruri de la voi. Mi-ați spus că a fost foarte dificil să intrați în penitenciar. Cât de dificil de suportat a fost să rămâneți acolo pentru un timp? Trebuie să accepți că pregătirea cu care vii tu de acasă nu mai este valabilă acolo. Uite, de exemplu, am filmat acolo noaptea învierii. Am filmat apropo de mama Violeta Gorgos, care și-a dus fiul în noaptea învierii acolo să fie alături de dânsă pe platou de filmare. Și mă uitam cum la Preot veneau femei pe diferite straturi. Erau femei care veneau să spovedească, care erau pierdute în spațiu și Dumnezeu era unica lor legătură, poate, cu sufletul lor și cu trăirea lor interioară, și veneau femei care stăteau la coadă să-și ia ouă la roșu și ce le mai dădea preotul pe acolo. Adică e foarte vastă paleta asta de trăiri după gratis și noi niciodată nu o să înțelegem care este realitatea lor adevărată. Că acolo funcționează alte legități. Există un fel de... Sunt foarte paroliste pe de-o parte și pe de altă parte nu știi când te pot trăda. Este altă lume. Dar eu n-am vrut neapărat să pătrund în lumea aia. Eu am încercat din zona aia să-mi scot elementele din care să-mi fac filmele. Eu niciodată nu le-am judecat. Eu niciodată nu m-am întrebat pentru ce stau ele acolo. Care au fost, nu știu, păcatele lor. Motivele care au fost închise. Da. Am încercat să le tratez de la egal la egal și să găsesc elementul uman, pentru că tot timpul există un alb și negru și acum doza depinde de mulți factori. Dar permitem să te întreb, de ce ți-ai dus fiul acolo? Bun, era asistent de imagine. Era asistent de imagine. Deci avea o obligație. Noi am filmat o echipă întreagă, mai ales noaptea învierii, am vrut să fie cât mai mulți. Erau 2 camere, 2 operatori, un asistent, regizorul. În felul ăsta să prindem cât mai multă imagine și mișcare. Și cât mai multe emoții. Ne-am gândit că atunci ar fi ele poate mai pline de emoții în noaptea învierii. Adevărul că eu nu știu dacă noi am reușit să intrăm până în adâncul secretelor sau realităților din penitenciar. Ni s-a spus la început niște reguli, că nu avem voie să intrăm în contact cu ele mai mult decât ceea ce-i permis, că nu trebuie să le tratăm și să le mângâiem pe cap pentru că nu există, că nu avem voie să aducem daruri și nimic din afară. Sau dacă deci, le aducem la toate nimic. Egal, deci nu există special, deci toți comun. La fel, tratați toate egal, deci nu există. Chiar dacă între ele acolo mai există niște stereotipuri și niște clase, să zicem, ierarhii, noi nu avem voie să facem această discriminare. Și eu consider că cât de mult n-am stat noi împreună, oricum n-am mai reușit să aflăm multe secrete și multe reguli interne care se practică în penitenciare. Regulile impuse de regim și regulile pe care și le fac ele acolo, că mai există și niște reguli de... Multe din ele am aflat abia în al 2-lea film, ne povesteau deja după ce a ieșit de acolo și am mai aflat alte lucruri. Bun, să nu revenim, că acum avem un alt proiect la care iar lucrăm și am aflat și mai multe deja, pentru al 3-lea proiect care urmează să-l facem tot într-un penitenciar, dar e vorba despre deja deținuții pe viață. E și mai complicat și iar sunt alte încercări sau alte probe care trebuie să le trecem. Vă propun atunci să vedem un nou fragment, de data aceasta din filmul documentar Lume, ia-mă în brațe, eu vin, recent premiat de către Circom, Asociația Televiziunilor Publice Regionale din Europa. Первое, что тебя пугает – транспорт. Множество машин, шум, гам. Чувствуешь себя просто дикаркой. Ищешь рядом путеводителя. Удивительно, но ищешь глазами полицейского. Либо кого-нибудь из администрации зоны. Кто бы тебя подсказал, а скорее указал. И столько лет я жила по указу. Condamnata Лопря, президент инспекции сервисов. Я могу сказать, что, допустим, я не могу сказать, что я там стыжусь, что я была в этих местах. Нет, нет. Потому что как бы был, сейчас его нет. Наверное, очень долгое время был комплекс, именно потому что мне казалось, что я чужая. Вот люди идут, и вроде одеваюсь так же, и хожу так, и двигаюсь, разговариваю, да. Но все равно кажется, что вот каждый понимает, что я делала. Я первое время, когда путалась с транспортом, ну надо же, ой, простите, я не с Кишинева, я не это самое. Комплекс, мне казалось, что у меня здесь на лбу написано, что я сидела 10 лет, и что меня видят все издалека. Первое, что я сделала, я купила себе солнцезащитные очки. Все, чтобы никто не смотрел в мои глаза. Бывало, что вот когда устроилась на работу, да, там, значит, ой, вот эти вот новые слова, ну, какая корпоратив, как он там. Корпоративная, да, вечеринка. Девочки, я отказалась. Откуда я знаю, выпив, что там со мной будет? Побоялась, да? Побоялась. Поведение. Да, и плюс я еще недавно была на воле. А хотя надо было бы пойти, посидеть, пообщаться в такой непринужденной обстановке. Вот как-то побоялась, знаешь. Вот у меня до сих пор еще я не отошла от этого комплекса, знаешь, когда вот я еду в маршрутке, чтобы попросить, чтобы остановили на моей остановке. Не знаю почему. Постоянно, знаешь. Не проси, въелась. Не то, что даже не проси, знаешь, чтобы не обращать на себя внимания лишнее. Вот это вот лишнее. Странно, ты здесь не имела таких комплексов. Вот там ужасно комплекс. Во-первых, когда ты освобождаешься, кажется, что у тебя видно издалека, что у тебя на лбу написано ЗК. До этого я обходила маленькую территорию зоны все 10 лет в тапочках, фларе и спортивном костюме. Сейчас мне вновь приходится учиться ходить на каблуках. Не исчезает ощущение, что за мной постоянно следят. Чувствую дискомфорт. Попытка, еще попытка. Ужасно болят ноги и спина. Но я должна преодолеть и это. Я в своей жизни сыграла много ролей, но для меня сейчас это главная роль – сыграть саму себя и вновь стать женственной и грациозной. Привет! Так зайди, поцелуемся. Засмущалась. Здравствуй, моя хорошая. Как? Садись. У вас уже драгоценные. Нормальненько, понемножечку вот девчонкам рассказываю. А ты не смотри ты так на меня, сглазишь, ну. Я первое время записывала, мне нужно, вот, допустим, утром съездить туда-то насчет документов, в обед туда-то, одно другое планировала и даже старалась где-то сократить свой маршрут, чтобы не очень много ушло денег на ту же дорогу, потому что Кишинев, это, как всегда, это везде нужные деньги. Те кроссовки, помнишь? Вот те кроссовки я и доходила, потому что я не могла ходить на каблуках первое время, в кроссовках. Они еще и промокают, кстати, дождь. Что ж ты мне тогда взяла, не знаю. Дети более-менее уже стали общаться, потому что тяжело было. Я его целую в щечку, он сразу щеку отворачивает, чувствуется вот, ну, как чужая. Приходится налаживать отношения. С дочкой мне очень тяжело было, пока наладились хоть какие-то отношения. Вопреки моим ожиданиям, моя старшая дочь становится для меня моей отдушинкой, частичкой моей души и сердца. А ведь долгое время мы жили в молчании и, как мне казалось, даже в недопонимании. Я наткнулась на дневник своей дочери и была поистине шокирована написанным. Что мне делать? Я зашла в тупик, из которого не могу вырваться. Я запуталась. И не знаю, что мне делать, как вырваться из этих цепей. Потеряла в жизни цель, ключ к жизни, который откроет мне дверь, и я смогу идти дальше, вперед. Ощущение одиночества, бездействия, как одиночка в камере, и нет выхода к свободе. 2009 год. же, в своих переживаниях, мыслях, высказываниях. Родственные души, мать и дочь. Плюс дети привыкли без меня. Они привыкли к самостоятельности. Вот они понимают, что я мама, да, но они понимают, что это формально. Хотя я стараюсь наладить отношения, но очень тяжело. И если у вас есть возможность выйти по этому до, не смотрите на меня, не делайте, как я, идите, и вы теряете время. Все 10 лет я ждала этой встречи. Ведь когда я оказалась в местах лишения свободы, мои сыновья были совсем маленькими. Сейчас же они уже взрослые. Чувствуется напряжение. А в глазах старшего сына я вижу осуждение. Но я успокаиваю себя. Должно пройти время. Ведь время лечит. Оно обязательно залечит все раны и сомнения. Я помню, как в 4 года я поехал с ними в милицию, и меня потом привез милиционер домой, их забрали, я это все помню. Я не знаю, что там было, как там было, но я хочу сказать одно, то что мама, она всегда мама. То есть, что бы ни было, она остается тем же человеком. Для кого-то она станет другим человеком. Для меня, так как я ее сын, она также останется мамой. Писал, что скучаю, писал, что... То есть писал о своих проблемах, о трудностях, чем помочь, как, что делать. Писал, конечно, потому что скучал. Все-таки прошло столько времени. То есть, когда был маленький, это было ощутимо сильно. То есть не хватало, но прошло столько времени, что просто, наверное, привык к отсутствиям, и поэтому так. То есть сейчас, как бы, да, это классно встречаться, общаться, но сейчас так стабильно уже привык, то есть дальше сам один. Это самое страшное, что дети привыкли без меня. Они привыкли к самостоятельности, они привыкли, что, ну, писали они письма, но все равно воспитание детей по письмам, вы же сами знаете. Самый такой ужас, когда я должна была быть с ними, меня не было, понимаешь? Естественно, бабушка, что для нее главное? Покормить ребенка и спать уложить, чтобы он был чистенький. Естественно, потому что большую часть денег, что она там пенсию получает, никто больше не работает. Уносилась на передачи, понимаешь? Я вышла, ее нету. Она 2 месяца до того, как я освободилась, она умерла, понимаешь? Не дождалась, да. Ребенок, естественно, голодный ходил, да, в полном смысле слова, помощи ниоткуда нету вообще. Голодный, но залез. Во-первых, я выхожу, прикинь, какой шок у меня. У него суд тоже, мне надо идти, тоже жизнь ломается, надо идти. Туда пошла, начала плакать, поговорила с судьей, там как бы объяснила ситуацию. Мы когда услышали, что мама у него сидевшая, то там вообще тон разговора поменялся. Она до этого 15 минут со мной разговаривала, она... как бы, знаешь, понимала, входила в ситуацию, что бабушка больная, она как бы старалась помочь, знаешь, чем-то даже морально как-то поддержать, найти выход из положения. Услышала, что я сидевшая, все, понятно, теперь это многое объясняет, что вот так вот вы такие, мол, из-за вас и общество идет, вот молодежь, и какое вы можете дать воспитание ребенку, если вы сидите, какой вы пример даете. Я думала, что, получив свой окончательный приговор, мои суды закончились, но я ошибалась. Получив по почте казенную бумагу, я с трудом разбирала написанное на государственном языке. А когда поняла суть, мне казалось, что я умерла в эту минуту. Меня вызывали на суд. Причина – лишить меня материнских прав. Я не могу обеспечить детей. Так как я вернулась, не прошло 2 месяца, на меня подают в суд только потому, что моих детей лишили той компенсации, которую они получали, пока я находилась здесь. Опекун получала по 500 лей. Эти 500 лей тоже играют большую роль. Меня лишают материнства. Я им объясняю, что же вы делаете? Дайте мне возможность адаптироваться. В нормальной, цивилизованной стране дают год. Мне не дали практически никакого времени. С этой бумагой у меня умерла надежда. Вымерла частичка меня. Да, я освободилась. Я выжила. Я выкарабкалась из пекла и желала попасть в рай, даже не подозревая, что наше общество уже позаботилось обо мне. Выжила отрешенная, а зря. Не сработал детонатор самоуничтожения напрасно. Но мы тебя ждали. У нас свои методы по борьбе с такими, как ты, опасными для общества. И вердикт один – уничтожить. Любым способом. Тебе среди нас нет места. Столько мотивов и причин лишить меня материнства, но лишь я, мои дети и свекровь опекун знают истину. Un film documentar excepțional, care cred că de-abia acum începe să culeagă rezultate. Vorbeam despre premiul pe care l-a obținut din partea Asociației Circom Regional și încă două nominalizări. La gala premiilor Ucin, în mai 2016. Așa este. Hai să vorbim puțin despre premiul de la Circom Regional, pentru că ai fost acolo. Am fost acolo și a fost foarte frumos că de obicei se duce un regizor și își prezintă filmul. Iar în cazul meu, prezența mea la această întrunire a fost marcată tocmai de film. Până a prezentat filmul eram undeva acolo, nu prea vorbeam engleză decât bună, nu știu mai ce. Eu nu sunt foarte bun interlocutor cu oamenii necunoscuți. Și după ce am prezentat filmul și după ce am spus despre film, au fost câțiva oameni care au mers în mod special să vadă filmul integral, pentru că la premieră se dă doar secvență scurtă, știi foarte bine cum e acolo. Și mi-a plăcut că acest film a intrigat niște oameni care nu aveau nimic tangențial cu prezența mea acolo. Și au mers niște colegi de-ai noștri din Cehia, din Slovacia, din Ungaria să caute acest film, să-l vadă acolo și chiar i-am dat numărul de telefon al lui Virgil în ideea în care i-ar interesa să preia acest film pentru difuzarea posturilor de televiziune, bineînțeles condiția să-l traducă în cehă, e vorba de reprezentantul televiziunii publice din Cehia. Adică, uite că filmul poate să-ți facă imagine și m-am bucurat că a stârnit atâtea curiozitate din partea altor oameni din alte țări. Și cred că e important să mai spunem, dacă nu spui tu, atunci am să o fac eu, că la categoria la care a fost înscris filmul, e vorba despre categoria minorități. Televiziuni ca BBC, ca France 3, televiziuni cu niște resurse foarte, foarte mari. Impunătoare pentru parametrii noștri. Așa este și iată că acest documentar a reușit să se impună. Și trofeul acestor premii Circom a fost luat de această categorie. De obicei ia cineva de la documentar, dar de data asta categoria minorități în societate a reușit să ia trofeul festivalului. Așa că această mențiune mai urcă o treaptă, să zic așa. Cu atât mai mult atunci felicitări. Pentru mine, ca realizator, procesul mi se pare cel mai interesant și momentul când stai la montaj, trebuie să decizi ce arunci, ce lași, să încerci să construiești o poveste filmică astfel încât să emoționezi, să aibă suficientă informație, să nu mergi doar pe niște stereotipuri pe care le-a făcut altcineva altă dată. Pe de altă parte, prea multă inovație, riști să nu fii înțeles de spectator. Deci procesul ăsta mi se pare cel mai frumos în toată activitatea noastră. Cu toate momentele lui tensionante. Înainte de a vă întreba mai multe despre cum e să lucrați împreună, regizor-producător, care pe deasupra mai sunt și frați. Complicat. Vom detalia așa imediat. Am să te rog, Virgiliu, să ne povestești mai mult despre activitatea OVH Studio. Cât înseamnă producție de documentar? Sincer, ne-ar plăcea să, se produce mai mult decât facem la ora actuală, dar, din păcate, suntem nevoiți să facem și ceva activități comerciale. Studioul OVH este un studio independent care trebuie să-și asigure, până la urmă, și existența și atunci, ca să menții, sau eu ca și producător să pot plăti salariile, trebuie să facem și niște activități comerciale. Ceea ce înseamnă spoturi publicitare, filme de prezentare, filmări la comandă, înregistrări, spectacole și așa mai departe. Dar, bineînțeles, dorința noastră și scopul nostru este să facem filme documentare. Pentru că facem un festival de film și vrem permanent să fim la nivel și să ținem ritmul producțiilor documentare. Și în felul ăsta, cu prima ocazie când apare o idee să facem un documentar, găsim timp, găsim soluții, găsim resurse pentru a-l realiza. Și nu știu de bine să ne lăudăm, dar avem realizate deja, cred că, peste 50 de filme documentare în cei aproape 20 de ani de activitate, ceea ce depășește cu mult toate studiourile din Moldova. Dar asta ne ține în viață și asta ne dă impuls să nu ne oprim. Filmul documentar, până la urmă, este ceva inspirat de realitate și ne place să reușim să-l punem în imagine. Și câteva dintre ele am avut bucuria să le vedem și la TVR Iași. Și mulțumim pentru ele. Și chiar câteva din ele deja este coproducție OVH Chișinău, TVR Iași. Și asta ne bucură pentru că împreună sau o coproducție este mult mai bine realizată decât o producție. Vorbeai de filmele care câștigă anume documentare. Asta e avantajul pentru documentar, că uneori nu depinzi de bugetul ăla enorm și mare care trebuie să-l investești într-un film. Într-un documentar ai un subiect bun, ai timp să urmărești protagonistul cât mai mult timp, poți să iasă un film foarte bun. Și atunci bugetul rămâne partea a doua, care poate fi găsit mult mai ușor sau poate fi depășit. Dacă înțelegem cu sora și o rog să meargă să filmeze, nu avem buget, dar e bine să filmăm acest lucru, ea e deschisă și reușim. Sau invers, el spune că nu avem buget, bine, nu-mi trebuie buget, dă-mi o cameră de filmare, dă-mi un operator. Transport, o echipă și mergem să filmăm. Asta e avantajul de a face un film documentar cu puțin bani. Bineînțeles, nu înseamnă că nu poți să-l faci fără bani, pentru că e nevoie să investești ceva în el, dar ai șanse să reușești. Deci cu un film, cu un buget minim existent, poți să faci un film bun care să ia premii mari. Nu mai vorbim acum despre bani, vorbim despre emoții. În ce măsură are voie regizorul să se implice emoțional? Sau cât de mult are voie să se implice emoțional în poveste? Eu, din păcate, de multe ori sar calul. Deci eu mă implic mai mult decât e cazul, dar... Bine, Virgil poate fi un element de echilibru, că el este tot timpul mai rigid și mai distant, așa vede lucrurile... Dar eu am capacitatea să spun, să plâng, să trândesc pumnul în masă, să mă manifest și după aia știu să mă echilibrez. Dar eu cred că un regizor trebuie să-și trăiască toate lucrurile astea, să treacă prin el subiectul, să empatizeze sau nu cu personajul. De multe ori eu îi acord mai mult încredere acestei femei decât poate și acordă ea. Eu, de exemplu, o admir pentru faptul că ea, acum fiind la libertate, primii bănuți pe care îi găsește, plătește factura pentru telefonul pe care îl au ilegal femeile azi în închisoare, în ideea că acele femei trebuie să vorbească cu copiilor. Deși este la limita, este ilegal, practic, dar eu... emotiv, îi dau dreptate și o admir pentru lucrul ăsta. O admir foarte mult pentru relația pe care a reușit ea să o facă cu copiii ei. Când am început filmările, pentru că la acest al doilea film, filmările au durat 4 ani. Când am început filmările, copiii ei mi-au declarat senin în cadru, da, este mama, dar mama are viața ei, noi avem viața noastră. Noi 10 ani am construit altă viață. Și la sfârșitul filmului, copiii ei fac parte din viața ei, deși ea nu are unde locui, ea știe să se întâlnească cu ei mereu. Și faptul că ea a putut să-și recâștige copiii de partea ei, să se facă prietenă cu ei. Ea nu mai e mamă, e prietena lor. Nu știu, eu cred că ea merită să-i dăm toată încrederea și să o tratăm cu toată simpatia și admirația. V-ați însoțit personajul în această călătorie de revenire la normalitate și am văzut că normalitatea înseamnă, a însemnat în acest caz să reînveți să berci pe pantofii cu toc, să înveți să faci diferența între balsam și săpunul lichid. Și dincolo de această călătorie sau de-a lungul acestei călătorii, cred că ați descoperit și foarte multe lucruri despre un sistem. Ajută acest sistem deținutul revenit la libertate să se reintegreze sau dimpotrivă? Este complicat. Cred că e o temă care necesită mai multe abordări și mai multe analize. La prima vedere nu. Deci, sigur, nu. Ele rămân cu niște teorii învățate acolo în penitenciar. Este greu să accepte lumea de aici care are niște probleme. Plata facturilor, pâinea care trebuie să o cumperi mâine, ce fac mâine și unde merg, cu ce mi-achită, nu știu ce datorie acolo. Ce aici, problemele respectiv care nu le au în penitenciar. Și atunci, uneori spun că, domnule, e mai bine acolo. Adică vin cu niște teorii foarte ciudate și unele chiar acceptă să se întoarcă înapoi în penitenciar, pentru că sunt niște reguli foarte stricte pe care le respectă și viața este mai simplă, zic ele acolo. Și mai mult ca aici depinde niște reguli generale care trebuie respectate. Și nu ce nu este valabil pentru protagonista noastră. Ea a vrut să rămână la libertate. Nu e cazul ei, dar ne-a spus lucrurile astea și pe noi ne-a înspăimântat un pic. Mai mult decât atât, vă spuneam, niște reguli care le învață acolo, continue să le execute și respecte aici. Nu-i de acord cu autoritățile, cu anumite reguli care trebuie să le implementeze. Ce spunea și Violeta, continuă să aibă o relație de prietenie cu fostele ei colege. Noi, sincer, am ajutat-o în mai multe sensuri, dar am văzut că chiar așa cu un pic de frică, dacă vrei, și un risc. Am dat un calculator, am dus acasă și am văzut acasă sunt niște probleme. Ne-am întâlnit, am semnat un contract cu ea pentru acest film, iar erau niște așa dubii, pentru că ceva ne reținea. Deci, până la urmă, ce a reușit să moștenească timp de cei 10 ani s-a implantat în... Nu se schimbă. Deci eu nu cred că sistemul judiciar sau penitenciar schimbă omul și îl face corect. Ba din contră. Dar asta e părerea mea personală și spuneam că e o temă greu de abordat și nu știu dacă suntem noi cei vizați să facem o generalizare. Dar credeți că faptul că voi ați transformat-o pe această femeie în personaj de film a ajutat-o, a învățat-o ceva? Eu am sperat foarte mult să acest film sau trecerea ei prin acest film să fie un element pozitiv pentru viața ei. Bine, ea vine la premiere, la evenimentele pe care le avem, uneori, nu tot timpul, și este destul de prezentă, știe să-și spună punctul ei de vedere, dar, din păcate, viața ei nu s-a schimbat în esență. Și uneori eu mă gândesc dacă n-am speculat toată istoria asta a ei ca să-mi fac eu filmul și dacă... E un pic incorect eu, regizorul, în raport cu ea, protagonista. Pe de altă parte, nu știu ce ar trebui să fi făcut noi ca să-i schimbăm și viața. Noi încercăm să o susținem, cel puțin faptul că avem niște relații de amiciție cu ea, în măsura în care ea acceptă, pentru că mereu nu are un telefon disponibil, își schimbă locul de trai periodic, ea este de neurmărit și atunci intrăm în relații cu ea doar atunci când vrea ea să ne găsească. În altă ordine de idei, ea mizează pe noi, cel puțin în continuu să-mi trimit, ea scrie poezii, vrea să publice un roman, ea tot timpul îmi trimite ce scrie. Pentru dânsa contează cineva să citească și acel cineva, eu sunt un element pozitiv din viața ei dacă ea îmi trimite trăirile ei emotive. Asta e dincolo de film. Cu alte cuvinte, terapie prin artă, prin scris. Da. Da. Nu, eu sunt sigur că am schimbat viața. Deci, dacă revenim ce povestea Violeta mai înainte un pic, atunci când am avut prima premieră la Chișinău și când am reușit să obținem toate aprobările ca să le permită să vină din penitenciar în sala de cinema, să stea, să privească filmul după care să participe cu noi la un pahar de vin, pentru ele a fost într-adevăr un mare salt. Și după ce am prezentat filmul în penitenciar, la fel, au devenit niște eroine, niște vedete, să zicem, ale penitenciarului și acum sunt sigur că păstrează această doză de vedetism, în ghilimele zicând, dar deja privește filme, se interesează de festivaluri din afară, vine la festivalul Cronograf. Deci, până la urmă, a intrat în această lume. Eu sunt sigur că s-a schimbat viața. Nu putem să spunem că a trecut pe alături. S-a schimbat social, poate. Da, dar noi nu putem schimba societatea. A avut societatea. Un efect filmul, sigur. Iar dacă vrei să revenim un pic la ideea sentimentală, deci relația noastră sentimentală cu protagoniștii, Hitchcock spunea că într-un film documentar Dumnezeu este regizorul. Deci faptul că ne-a trimis-o pe ea aici, atunci când ne-am pornit să facem filmul, e un destin, e o soartă, da. Și cred că această relație trebuie, nu neapărat exploatată, dar menținută. La final, invers, vorbim de filmul ficțiune în care regizorul este Dumnezeu. Ce zice el, aceea se face. La documentar e altceva. Deci mai depindem și de noroc. Regizorul poate fi Dumnezeu atunci când l-are pe Sfântul Petru Producător cu banii în buzunar alături. La final, Virgiliu, am să-ți arunc o întrebare capcană. Nu e nimic nou sub soare, nu e originală întrebarea. De fapt, a fost adresată recent unui regizor celebru Lacan și răspunsul a stârnit ceva controverse. De ce avem atât de puține femei regizori de succes în România, în Moldova? Da, cine a făcut această statistică? Nu cred, nu sunt de acord cu ea. Sunt foarte multe regizoare bune. Eu lucrez cu două regizoare importante și ambele au succes. Una e sora ta și una e soția ta. Sigur că da. Dacă fac o statistică acum la festivalul Cronograf, cred că filme au fost jumate. Deci am avut foarte multe filme regizate de către femei și nu erau mai slabe decât cele regizate de bărbați. Și cu toate acestea, în același festival, ați avut o discuție la un moment dat, tocmai pe această temă. Bun, era o discuție așa, improvizată pe loc, dar nu știu dacă trebuie să facem diferențiere. Până la urmă, un regizor bun este un regizor bun, indiferent că e bărbat sau femeie. Un operator bun la fel poate fi și bărbat și femeie. Faptul că sunt mai mulți bărbați care sunt operatori decât femei, asta e situația. Nu cred că undeva e o regulă nescrisă. Să știi că nici mie nu-mi place să tragem linie și să zicem regizor femeie, regizor bărbat. Mie îmi place regizorul să fie regizor și nu știu dacă mă avantajează această stabilire într-o categorie de... Eu cred că femeile au mai multă sensibilitate și există o deosebire dintre filmele făcute de femei și filmele făcute de bărbați. La bărbați trece prin rațiune, la femeie trece prin feeling, ce simt, ce am trăit în raport. Mai ales când vorbim de un documentar. Și dacă tot am ajuns la baricade, am să vă întreb și dacă există o diferență de abordare a subiectelor sau de lucru între filmul documentar produs în România și filmul documentar produs în Republica Moldova. Există o diferență și o mare diferență este că filmul documentar produs în România poate fi finanțat sau este finanțat de către CNC. Ce aici în Moldova încă nu există finanțări din partea CNC-ului și atunci toți fac filme doar pe propria răspundere. Pe de o parte este mai greu că nu ai o susținere, pe de altă parte ai o libertate, pentru că nu ai un deadline, nu ai niște restricții și nu ai niște impuneri din afară și faci cum crezi tu și cum vezi tu, fiind liber. Pe de altă parte te limitezi în resursele pe care le deții. Pe când în România un film documentar, scrii un proiect, obții finanțare de la CNC, ai niște responsabilități și șansa de a fi un film mult mai puternic este mai mare. Nu încheiem fără să vă cer să îmi povestiți despre proiectele pe care le aveți în plan. Avem multe proiecte. Dacă mă întreb pe mine, o să spun de proiectele OVH-ului. Acum încheiem raportările și finanțările Festivalului Cronograf. După care avem două filme în proiect care sper să reușim să le facem pe ambele, deci nu mă voi mulțumi doar cu unul. E vorba despre un film despre deportările din Republica Moldova care au avut loc în perioada anilor 40-49. Și a doilea film, mai spus, este despre un spectacol care se montează acum în penitenciarul numărul 17 din Moldova. E vorba de penitenciarul cu deținuții pe viață, cel mai periculos penitenciar. Și care noi vrem să urmărim montarea acestui spectacol și realizarea unui film despre acești protagoniști, acești deținuți care nu vor ieși niciodată acolo. Adică ei deja rămân până la fine în acel penitenciar. Dar cu toate astea se implică în activități sociale, în cazul de față culturale. Deci sunt două proiecte care trebuie să le urmăm. Plus, în vară avem caravana Cronograf, care trebuie să ajungem în 20 de localități și vom ajunge, pentru că oamenii vor filme documentare, vor filme și ne bucurăm atunci când reușim să venim în localitățile respective să satisfacem pofta de proiecții cinematografice. Până atunci vom vedea la TVR Iași și la TVR Iași making-of-ul festivalului pe care, Violeta, tu l-ai realizat. Da, și mai este un proiect despre care Virgil știe, dar despre care el nu spune. Probabil încă nu am luat la buzunar, dar acolo e nevoie de buzunar. Încercăm să găsim bani din altă parte. Un proiect de familie, un proiect despre familia noastră mare, extinsă, care se întâlnește an de an și cântă romanțe. Este un proiect de suflet pe care eu mi-l propun să-l fac dincolo de susținere financiară. Fără bani nu o să-l putem face, dar pentru mine este o chestie obligatorie pe care trebuie să o fac și eu trebuie să o fac. El știe despre proiectul ăsta, dar el... așa mă convinge regizoarea. El știe despre proiectul ăsta, dar nu l-a pus încă în proiectele lui de viitor. Este proiectul meu pe care să-l fac cu el împreună. Nu pot să-l fac fără el. Reporter Special 25 la final. Nu uitați, peste 2 săptămâni aveți din nou întâlnire cu reporterii Special TVR Iași și cele mai puternice povești pe care le-am spus în cei 25 de ani de emisie TVR Iași. Până atunci, toate bune!